să zicem, niște idei ce veneau de departe, din vremea când fuseseră și ei, evident, copii și purtaseră uniformă cu grație sau mai puțină grație. Cealaltă tabără a părinților care se doreau inovatori, care se uitau spre vest, dar fără să cunoască neapărat vestul, voiau să lase libertatea de expresie copiilor, libertatea pe care o înțelegeau îngrămădită între niște haine și, în felul acesta, o libertate care nu era dusă până la capăt. Prin urmă, autorul studiază în acest articol felul în care uniforma poate să-și pună amprenta asupra relațiilor care se stabilesc între copii, a relațiilor care se stabilesc prin intermediul copiilor între părinți, a relațiilor care se stabilesc în cercul acesta școlar, între profesori și elevi. Și până la urmă rămâne întrebarea, cu sau fără uniformă, ei bine să știți că în 2011, cei care se găseau atunci la putere și nici mai are importanță cine era la putere, decretaseră ferm că în anul respectiv, după 15 septembrie, toată lumea va purta în școli uniformă. Dacă vă uitați bine, în 2017 nimănui nu-i mai pasă de așa ceva, dar tema revine. Și atunci ce se întâmplă în unele școli? Vine cineva cu ideea, poate de pe la inspectorat sau din alte zone, și se spune așa. Pentru siguranța elevilor, trebuie să aibă uniforme și în felul acesta ei vor fi protejați când merg în diverse comunități sau când fac lungul drum al deplasării până la școală. Să le punem un semn, să le punem un număr, să le punem o insignă. Și au început să fac, ba câte o brățară, ba câte o insignă, ba câte un costum felurit, colorat. Până la urmă, toate acestea s-au stins după un entuziasm așa de un semestru, într-o, să zicem, într-o amintire și într-o posibilă discuție asupra acestui subiect care reprezintă uniformă. Dar, mult mai multe lucruri vă poate spune și mult mai interesant.